Scapă-mă, Doamne, de oamenii cei răi, păzește-mă de oamenii asupritori, care cugetă lucruri rele în inima lor și sunt totdeauna gata să atâțe războiul. Ei își ascut limba ca un șarpe, au pe buze o, trave, o travă de năpârcă. Păzește-mă, Doamne, de mâinile celui rău, ferește-mă de oamenii asupritori, care se gândesc să mă doboare. Niște îngânfați, mintind curse și lațuri, pun rețele de-a lungul drumului și mintind capcane. Eu zic Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Ia minte, Doamne, la grasul rugăciunilor mele. Doamne Dumnezeule, tăria mântuirii mele. Îmi acoperi capul în ziua luptei. Nu împlini, Doamne, dorințele celui rău. Nu lăsa să izbutească planurile ca să nu se fălească asupra capului celor ce mă conjoară să cadă nelegirea buzelor lor, cărbunea prins să cadă peste ei, în foc să fie aruncați, în adâncuri de unde să nu se mai scoale. Omul cu limba mincinoasă nu se întărește pe omânt și omul asupritor nenorocia îl paște și îl duce la pierzanie. Știu că Domnul face dreptate celui obișnuit, dreptate celor lipsiți. Da, cei neprihăniți vor lăuda numele tău, oamenii fără prihană vor locui înaintea ta. Amin!